Ambasada României la Belgrad, împreună cu Facultatea de Filozofie din Novi Sad, au marcat Ziua Francofoniei, respectiv manifestarea organizată la facultate, Luna Francofoniei, prin proiecția a 4 filme repartizate în 2 zile. Astfel de demers a provocat reacții pozitive la publicul spectator, care cu mare drag a vizionat aceste realizări cinematografice românești. E un semn bun, înainte de toate, că mai putem vedea filme românești aici, că ne putem întâlni cu toții la evenimente de genul ăsta și, înainte de toate, că avem ocazia să vedem niște filme de calitate. Ieri am văzut o comedie și o dramă, astăzi, în prima parte, am văzut un documentar superb. Mă bucur foarte tare că, iată, în Luna Francofoniei am avut ocazia împreună cu colegii și cu românii din Novi Sad să vizionăm 4 filme aici la Novi Sad. A fost o alegere foarte bună de 4 filme. Creația audiovizuală are un impact puternic asupra noastră, astfel că toți cei prezenți și-au exprimat dorința ca și în viitor să se organizeze astfel de evenimente.